Am început cea de-a doua zi a Festivalului Național Concurs Drăgan Muntean, festival ajuns la a cincea ediție. Astăzi, gala laureaților și invitați în recital. Ieri s-au întrecut pe această scenă a Teatrului de Artă din Deva 21 de tineri interpreți din toate colțurile țării. Toți buni, dar este un concurs și astăzi, așa cum vă spuneam, este gala laureaților. Și dacă vorbim despre gala laureaților, vorbim despre juriu de specialitate. În aplauzele dumneavoastră, aș vrea să invităm în scenă pe Elis Ursu, instructor al ansamblului Silvana din Deva și realizator de emisiuni folclorice la Hunedoara TV. De asemenea, pe Ionel Coza, taragotist și dirijor. Pe Gelu Stan, dirijor, realizator de emisiuni folclorice la Radio România Timișoara. Prietenul lui, Gelu Furdui, etnomuzicolog din Cluj. De asemenea, pe domnul Valentin Marin, manager al Radio România Antena Satelor. Vă mulțumim și vă așteptăm pe scenă. Mulțumim și pentru transmisiunea în direct pe Radio România Antena Satelor. Și domnia sa vine însoțit de către Iliana Vieru, realizator de emisiuni folclorice la Radio România Antena Satelor. Să știți că am fost în direct împreună cu Iliana Vieru în transmisiune. De asemenea, Alexandru Pugna, interpret al cântecului popular național și realizatorul emisiunii Cântec și Poveste, emisiune realizată astăzi, aici la dumneavoastră, la Deva, de echipa de la TVR Cluj, pe TVR Cluj și, bineînțeles, pe TVR 3. Artist al neamului românesc, Nicolae Furdui Iancu. Și, nu în ultimul rând, cea care este președintele acestui juriu de excepție, realizator de emisiuni folclorice și de divertisment la televiziunea română, etnomuzicolog și un om care iubește foarte mult Ardealul și tot ceea ce a însemnat și înseamnă și va însemna cântecul lui Drăgan Muntean. Elise Stan! La decernarea premiilor voi fi ajutată de colega mea, Cristina Ursu, așa cum este și firesc. Și acum, doamna Elise, vă rog, câteva cuvinte despre ediția a cincea a acestui festival. Bun găsit tuturor! Mai întâi trebuie să vă spun că mă bucur nespus să mă aflu la un eveniment cultural de o asemenea învergură. În primul rând, se cuvine să spun câteva vorbe despre cel care al cărui nume se află pe frontispiciul acestui festival, despre Drăgan Muntean. Ați putut vedea pe ecran câteva imagini pe care eu am încercat să le surprind în anul 2001, mergând acasă la distinsul interpret Drăgan Muntean, și am rostuit câteva crâmpeie din viața și cariera artistică, lucruri care acum se păstrează cu sfințenie în Arhiva de Aur a Televiziunii Române, pentru că Drăgan Muntean a însemnat un reper enorm pentru toți interpreții care pășesc acum pe drumul acesta sinuos, dar plin de satisfacții atunci când știi să muncești cu sârg, cu dăruire și cu pasiune al cântecului popular românesc. Ceea ce pot să spun despre Drăgan este că ne este dor, ne este foarte dor de Drăgan Muntean, de cântecele sale, pentru că a știut să rostuiască lucruri de o calitate absolut extraordinară pe care le-a lăsat viitorimii, cu adânc respect și prețuire pentru tot
ceea ce înseamnă tradiție. A scos la iveală lucruri foarte puțin știute și a dat cântecului din Ținutul Pădurenilor un rost inegalabil. Datorită lui Drăgan Muntean, oamenii au aflat exact frumusețea repertoriului extraordinar al Ținutului Pădurenilor. Repertoriu de cântece care au transmis de-a lungul timpului trăiri înălțătoare. Și cum am putea să uităm ceea ce a însemnat Drăgan Muntean? Lucru pe care, desigur, nu-l vom putea face niciodată. Iar tocmai în acest sens se cuvine să aducem laude unor minți luminate care au știut și știu în continuare să-și prețuiască așa cum se cuvine valorile. Iată, se cuvine să aduc aici laude organizatorilor care au dat conotații extraordinare acestui festival, acestui eveniment și au privit cu maximă seriozitate și responsabilitate organizarea acestui eveniment, astfel încât, deși numără doar foarte puține ediții, iată ne aflăm la cea de-a cincea ediție, totuși festivalul și-a căpătat o notorietate bine meritată. Și când spun bine meritată, mă refer atât la organizarea acestui eveniment cultural, pentru că, se știe, este din ce în ce mai greu să poți să realizezi astfel de evenimente, dar mă gândesc totodată și la ceea ce înseamnă, iată, aducerea pe scenă a noi și noi interpreți pe care să-i ajutăm să meargă mai departe. Am putea să numim acest festival poate chiar pe aripile visului. Este vorba despre visul acestor tineri care pornesc acum, sunt la început de carieră artistică și gândesc eu că ar fi bine să meargă mai departe. Din păcate, laureații care se vor afla astăzi aici pe podium, s-ar putea ca unii dintre ei să se piardă pe drum. Sperăm să nu o facă. Unii însă se pierd, poate din cauze dezamăgitoare, poate unii se mulțumesc cu puțin și rămân la jumătatea drumului. Ar fi trist să facă lucrul acesta. Ar trebui să-și cunoască cu adevărat care le este țelul pe care și l-au propus inițial și să-l urmărească până la capăt, devenind la rândul lor nume de referință în folclorul românesc. Dați-mi voi acum să mulțumesc distinșilor mei colegi din juriu, membrilor juriului, pentru că, așa cum puteți constata și dumneavoastră, sunt nume de prestigiu ale domeniului și, să știți, cu toții au contribuit la evaluarea corectă a concurenților, astfel încât scara de valori să fie una indubitabilă și fără putere de tăgadă. Mai trebuie să spun că întotdeauna, să știți, juriul ia în calcul anumite criterii pe care poate că dumneavoastră publicul nu le cunoașteți, poate că nici tinerii concurenți nu știu aceste criterii și tocmai de aceea nu insistă asupra lor. În primul rând, este vorba despre intonație. Este obligatoriu și primordial ca interpretul să cânte, în primul rând, corect. De-abia după aceea putem discuta despre celelalte criterii care țin de realizarea unui repertoriu care să-i pună în valoare calitățile vocale, despre respirația care trebuie să fie una corectă pentru ca interpretul să aibă o frazare lungă, cum spunem noi, o frazare frumoasă și să ducă astfel cantilena dintr-o singură suflare, cum se spune. Ținem cont, desigur, și
de dicție, ținem cont de stilul interpretativ al zonei pe care concurentul o reprezintă. Bineînțeles, prezența scenică este și ea la mare preț. Costumul pe care îl prezintă concurentul este și el luat în evaluarea făcută. Și mai sunt încă foarte, foarte multe alte criterii, dar nu vreau să prelungesc atât emoția concurenților, cât și răbdarea dumneavoastră. De aceea dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră publicului, marele nostru judecător, pentru care atât noi, realizatorii de emisiuni, cât și toți cei care sunt purtători și păstrători de cântec românesc, noi vă prețuim, vă venerăm și vă mulțumim că ne sunteți întotdeauna aproape. Mulțumim, Eliza Stan. Adevărată lecție despre folclorul românesc și despre interpretarea cântecului popular. An de zile, în cadrul emisiunilor Etalon de la Televiziunea Română, am văzut trei interpreți ardeleni care ne umpleau inimile de bucurie și ne trezeau acel sentiment de a fi român și de a fi mândru că ești român. Ioan Bocșa, Drăgan Muntean și Nicolae Furduiancu. Cred că sunteți în asentimentul meu și al organizatorilor, că tot pomenea doamna Elise Stan de organizator și le mulțumea, Consiliul Județean Hunedoara, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara. Așadar, cred că este firesc ca Nicolae Furdui Iancu să aibă un cuvânt de spus pentru tinerii care intră în gală. Vreau să vă salut, să vă urez bun venit la gala noastră, să vă spun că sunt foarte impresionat și fericit că am participat alături de acești distinși domni și doamne la jurizarea acestui concurs. Felicit pe organizatori pentru că au organizat impecabil, felicit orchestra și felicit toți concurenții care au participat la acest concurs, pentru că să știți că au fost 50 de solicitanți în a concura și din cei 50 au concurat doar 21, deci au fost bine selectați și au fost cei mai buni dintre cei 50. Dar, cum se întâmplă, nu poate lua toată lumea premiu. Asta nu înseamnă că cei care nu vor fi pe podium, nu vor fi și ei, n-au fost și ei apreciați de către noi, membrii juriului. Aș vrea să amintesc prietenia și colegialitatea care m-a însoțit mulți ani în carieră, de către Drăgan Muntean, artistul dumneavoastră, artistul Hunedoarei și în același timp, sau nu în ultimul rând, marele artist al României. Mă bucur că am făcut o formulă frumoasă la început, încât am ajuns să fim cunoscuți pe tot teritoriul țării, noi cei trei, Drăgan Muntean, Ioan Bocșa și persoana mea. Atunci, într-o perioadă favorabilă, poate și am avut o șansă ca în urma cântecelor pe care noi le-am adus în scenă să urmeze acea schimbare a României din 1989. Nu știu dacă în bine sau în rău, noi ne-am făcut doar datoria. Mai departe trebuiau să-și o facă ceilalți. Încă o dată felicitări tuturor concurenților și părerea mea despre concurenți este următoarea. Voci grele, voci cu carul, cum se spune, repertoriu mai puțin. De
deci le recomandăm repertoriu. Mulțumim mult, Nicolae Furduiancu! Spuneam cântec și poveste la TVR Cluj și TVR 3. Alexandru Pugna, membru în juriul de excepție, spun eu, și valoros, pe care, iată, Mariana Deac, în calitate de director al acestui festival, a ales, și mă bucur să fim împreună la cântec și poveste. Și eu mă bucur foarte mult. Bun găsit, dragi spectatori, radioascultători, pentru că ne aflăm în direct pe Radio Antena Satelor, și telespectatori. Este o mare bucurie și o cinste pentru mine să fiu prezent în aceste zile la Deva din cel puțin două ipostaze, cea prin care însoțesc echipa de televiziune a TVR Cluj, cu care vom realiza două ediții speciale ale emisiunii Cântec și Poveste, ce vor fi difuzate pe TVR 3, și aceea de interpret de folclor, dar și de inițiator și de realizator a două astfel de festivaluri. Unul dedicat Valeriei Peter Predescu și celălalt festival dedicat unui element de mare spectaculozitate din costumul popular, pană de păună. Din aceste ipostaze, iată, sunt eu prezent aici și mai ales mi-e drag să știu că sunt prezent și din ipostaza de fost coleg și foarte bun prieten al lui Drăgan Muntean. Mă bucur pentru tot ceea ce se întâmplă la Deva în memoria acestui interpret ce ne-a descoperit o lume. Până la Drăgan Muntean, în țară, puțini erau cei care știau de ținutul pădurenilor. Dumnezeu a binecuvântat acest ținut cu un om minunat care a fost și va rămâne Drăgan Muntean, cel care ne-a descoperit această lume minunată a ținutului pădurenilor și care a scos la lumină din lada de zestre a sufletului țăranului român din această parte binecuvântată de țară cele mai frumoase și expresive cântece, doruri, sentimente pe care le-au trăit moșii și strămoșii acestor ținuturi. Este extraordinar că instituțiile abilitate se implică și păstrează vie memoria lui Drăgan Muntean. În aceste zile se împlinesc 14 ani de când Drăgan a plecat în lumea stelelor. Și sunt convins că de acolo, dintr-o stea, se bucură că aici, în Hunedoara, în ținutul pădurenilor, atât de drag lui, iată, tradiția merge mai departe, cântecul merge mai departe, că vin tineri și preiau cu respect ceea ce a iubit el cel mai mult în această lume. Sufletul țăranului român pus în cântec, în port, în felul de a trăi. A fost, așa cum spunea doamna Elise Stan, cum spunea Nicolae Furduiancu, o ediție extraordinară a festivalului, cu foarte, foarte mulți concurenți buni și foarte buni. Misiunea noastră a fost una foarte dificilă, dar pe cei mai buni dintre ei o să-i puteți urmări în această seară aici în fața dumneavoastră și, desigur, mari nume ale cântecului popular, interpreți consacrați, ce vor veni să vă aducă și ei cântecele lor. Vreau să vă spun că un lucru inedit este acela că, iată, o colegă de scenă cu care Drăgan Muntean a cântat de atâtea și de atâtea ori este cea care are grijă și de acest festival, dar și de casa devenită acum muzeu, acolo la Poienița Voinii. Vreau să o felicit și să-i mulțumesc în numele colegilor de cântec, colegei noastre Mariana Deac, pentru tot ceea ce face ca Drăgan Muntean să nu fie uitat. El a murit, dar trăiește în sufletul nostru și va trăi mereu prin aceste cântece extraordinare ce vor sta mărturie în timp și peste timp pentru o voce de aur a folclorului românesc. Drăgan Muntean! Mulțumim, Alexandru Pugna! Drăgan Muntean a plecat din lumea cu dor în cea fără de dor, dar aici pe pământ cântecele sale vor dăinui peste veacuri, pentru că, așa cum spune Gelustan, au substanță, au mesaj și sunt cântece adevărate, izvorâte din sufletul neamului românesc. Mulțumim juriului, un juriu de excepție, așa cum spuneam și mai devreme, și acum povestea cântecului cu cei mai buni dintre cei buni, tineri interpreți aflați la cea de-a cincea ediție a Festivalului Național de Interpretare Vocală Drăgan Muntean, și mă va ajuta colega mea, așa cum spuneam, Cristina Ursu. Începem cu premiul de popularitate
Și de fapt sunt doi interpreți care primesc premiul de popularitate. Ei vor interpreta cântecul cu acompaniamentul Orchestrei Jidvei România, condusă orchestră de Stelian Stoica, așa cum bine știți, de ani și ani de zile. Premiul de popularitate va merge la Gianina Gavrilă din Deva, Hunedoara, și de asemenea, te rugăm, Cristina, și de asemenea, Tăman în Bucovina, la Marian Viorel Gogan, Gura Humorului, Suceava. Felicitări amândorura! Și vă ascultăm cântecul. Succes! Ce frumoase hunedorene și bucovinene! Mergem mai departe în Gala Laureaților și ajungem la premiile speciale ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara.
aceste premii speciale merg la Maramureș, la Baia Sprie, la Ana Rațiu. Am văzut că și ieri a convins atât publicul cât și juriul și de asemenea merg la Jidvei, la Alba, la un fecior tare frumos și tare drăgăstos care se numește Alex Nicolae Balu. Spuneam noi ieri, dragi prieteni, că îi se potrivește de minune cântecul și în aplauzele dumneavoastră vă vor încânta și astăzi în Gala Laureaților la Cântec și Poveste. Ciobănia, ciobăni, o mândruța dacă-ar fi. Numai, tot așa. Ai ziua să stau în culipă și să mâng la mămăligă. Păi numai așa, la-la-la-la-la-la-la. Ai mămăligă cu jentiță și apoi să sărăguriță. Numai, tot așa. Păi mă lingă cu jintiță și apoi să sărăduriță, numai așa, tra-la-la-la-la. Hei, da, țuc o fată ca o floare, tocmai la neaza mare. Apoi dacă-i noapte pe zăbavă, țuc o gură și ghebabă.
țuc odat, până nu te-ai măritat. Îi numai, numai, numai tot așa, îi să te prind pe suc o joc și să te încălzesc cu foc, mă. Îi numai așa, tra-la-la-la-la-la-la-la. Căci cu jocul de cioban nu-l mai uzi nici peste un an. Băi numai, numai, numai tot așa. Căci cu jocul de cioban nu-l mai uzi nici peste un an. Băi numai așa, tra-la-la-la-la. Hei, dacă câte fete în braț am strâns, tinerele-or foșor plâns, păi de te-o-i strânge și pe tine, păi și tu-i plânge după mine. Hai, vai de mine ce mă fac, toate mândrele mă plac. Ai numai, numai, numai tot așa. Ai multe după mine zac, multe după mine zac, mă. Ai numai așa, tra-la-la-la-la-la-la. Ai eu țuc toate mândrele și așa întrâng zânele. Păi numai, numai, numai tot așa. Eu țuc toate mândrele și așa întrec zilele. Păi numai așa, tra-la-la-la-la. Hei, dacă câte fete în braț am strâns, să le adunaș faci un crâng, băi. Dacă câte fete am sărutat, să le adunaș faci un sad. Păi câte fete în braț am strâns, să le adunaș faci un crâng. Păi numai, numai, numai tot așa. Câte fete am sărutat, să le adunaș faci un sad. Păi numai așa, tra-la-la-la-la. Hei! Cât de frumos este primenit cântecul popular cu acești tineri. Alex, țucă și prezentatorul. Na, acum am zis mulțumită, felicitări! Mulțumim mult de tot și noi ne apropiem frumos și ușor de podium, dar înainte de acest lucru, mergem la premii speciale, fără interpretării cântecului popular și pentru cel mai autentic costum popular. Și acest premiu are doi câștigători. Este vorba de Vlăduț Sărmaș din Vișoara, Bistrița, Năsăud. Premiul este înmânat de Cristina Urs împreună cu felicitări. Și de asemenea, același premiu este primit de Silvia Timiș din Borșa Maramureșului. Din nou, doi tineri ardeleni își împart acest premiu frumos oferit de către organizatori. Succes și lor! Dacă vrei să
mai mândruță să fugim. Dacă vrei să ne iubim, mai mândruță să fugim. Să trecem dealuri și munți, să nu ne știe părinți. Să trecem dealuri și munți, să nu ne știe părinți. Ei bine! Felicitări! Și acum, dragi prieteni, urcăm podiumul. Locul 3, premiul 3 la Festivalul Național Concurs Drăgan Muntean rămâne pe pământ românesc, binecuvântat de Dumnezeu, dar trece granița Prutului și ajunge în Republica Moldova la Mihaela Tabură! O moldoveancă, o româncă frumoasă și cu un glas așișderea, care, iată, prin prezența ei, prin repertoriul pe care l-a adus, prin vocea frumoasă și prin tot ceea ce a însemnat pe scenă cântecul românesc adus de Mihaela, a însemnat premiul 3. Felicitări! Omul care-i necăjit, l-am deri-deri-deri-dera, se cunoaște pe pășit, l-am deri-deri-deri-dera. Omul care-i necăjit, l-am deri-deri-deri-dera, se cunoaște pe pășit, l-am deri-deri-deri-dera. Că pășăștin ce tine, la-la-la-la-la-la-l-am deri-deri-dera, pune cazul după el, la la l-am deridera. Păi când pășești încetine-l, mă! Păi cu necazul după el, mă!
Tot așa pășesc și eu, l-am diri 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 dira. Cu dor din la badea meu, l-am diri 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 dira. Tot așa pășesc și eu, l-am diri 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 dira. Cu dor din la badea meu, l-am diri 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 dira. Când ne-am iubit astă vară, la 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 la, l-am diri dira. Și m-a lăsat într-o țară, la la la, am diri dira. Păi când ne-am iubit astă vară, mă. Păi și m-a lăsat într-o țară. Măi bădiță puiule, l-am diri 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 dira. Nu schimba cărările, l-am diri 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 dira. Măi bădiță puiule, l-am diri 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 dira. Nu schimba cărările, l-am diri 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 dira. Că eu valeam dacă-i treci, la 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 la, l-am diri dira. Oi găsă ca tiniță și la la l-am diri dira. Păi că eu valeam dacă-i treci, la 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 la, l-am diri dira. Oi găsă ca tiniță și la la l-am diri dira. Felicitări, Mihaela, felicitări și să duci salutul nostru plin de dragoste și de respect pentru românii de dincolo, de fruntarile țării. Premiul 2 este aici aproape de dumneavoastră, la Banat merge, la o fată frumoasă care reprezintă zona Făgetului, Timiș se numește, Georgiana Necșa. Cu felicitările organizatorilor și cu felicitările dumneavoastră, bineînțeles. O ascultăm! Banat, cum e drag și jocul de la noi din sat. Când s-a strâng în hore mândre fece și fișori, îmbrăcați în țoale noi de sărbători. Pe cilis cu poale albe mândre ca de crin, la brâu poartă mândru fir de rozmarin. Și că verge mândră floare busuioc, poate-s bănățană și mi drag să joc. Cu a meu băgiță-nalt și mândru sprinșenat, că nu este altul mai frumos în sat. Dar și bagea-mi zice că nici un gen nu a aflat, fata mai frumoasă ca la el în sat. Și că verge florișa de busuioc, ce aștept băgiță ca să vii la joc. Să jucăm noi bage vreun nostru bănățan, să-l înșep cu mine bage valmăjan. Să mă țini de mână cum să joacă în sat la noi, și de vrei băgiță să jucăm și-un doi. Să jucăm mai bage cum fășeam și altădat, când purtam noi jocul de la noi din sat. Mulțumesc din suflet! Cântec frumos, Neaoș Bănățan, interpretat de Georgiana Necșa, locul 2. Veniră oltenii în Ardeal și cântară tare frumos. Și a venit o olteancă de la Olt, tare faină, și a câștigat locul întâi la cea de-a cincea ediție a Festivalului Național Concurs Drăgan Muntean. Este vorba de Anișoara Popescu din Cezieni Olt. Felicitări, draga mea! Și să duci tot așa gândul nostru bun oltenilor și să le spui că, uite, aici în Ardeal, în Ardealul lui Drăgan Muntean, la Deva, ai reușit locul întâi. Un juriu corect și un cântec frumos al tău. Dă-mi e premiu și cântă-ne!
puteți nenică mare, cu pieptară și o cingătoare, ca mâine să pun o să și visați le cârbesc, cu arnii și cu lâniță, arbonite poguriță. Și atunci să fiu a naiba, dățeloi cu sadă geaba. Că nu te-mpăuna, mă, că vii tu la mâna mea, mă, și-o să-mi cas la mâna trată, să vezi că sunt de deșteaptă, la pieptoară ți-o luară bună, patru curpuni pun sătură, și la chimir patru în plus, să vezi cu cine te-ai pus. Fi puiule fălos, bă, că-ntr-o lună poți să cos, bă, pe lumina de la soare, râuri la trei pieptare. Nu gândi că sunt săracă sau că n-am zestre în ladă, că mâinile-mi sunt avere, asta-i zestrea vieții mele. Nu gândi că sunt săracă sau că n-am zestre în ladă, că mâinile-mi sunt avere, asta-i zestrea vieții mele. Foarte talentată oltencuța noastră, mulțumim frumos, draga mea. Dragi prieteni, acum vom afla și câștigătorul din acest an al ediției cu numărul 5. La Festivalul Național Concurs Drăgan Muntean. Pentru acest lucru însă am să invit în scenă președintele juriului, doamna Elize Stan. Vă rog. Iată, am ajuns la finalul celei de-a cincea ediții a Festivalului Național al Cântecului Tradițional Românesc Drăgan Muntean. Cea care va veni imediat pe scenă și căreia îi voi înmâna marele premiu, este o tânără care a întrunit în unanimitate sufragiile membrilor juriului. Sunt convinsă că va întruni și sufragiile dumneavoastră. Dar permiteți-mi, înainte de a-i rosti numele, să aduc încă o dată, la final, mulțumiri în mod special acestei orchestre, Orchestra Jidvei România, condusă de maestrul Stelian Stoica, pentru că a reușit să acompanieze într-un asemenea mod încât a fost confortabil pentru toți concurenții, și am lăsat la urmă mulțumiri speciale unei persoane dragi mie de foarte mulți ani. Este un om cu suflet de copil, un om care s-a dăruit în totalitate realizării, iată, a unui eveniment notabil, Mariana Deac, care merită pe deplin felicitările noastre ale tuturor, pentru că a reușit în scurt timp, împreună cu o echipă puțin numeroasă, dar oameni de suflet, oameni inimoși, care, iată, au știut să realizeze, așa cum se cuvine, un eveniment care astăzi este la cea mai înaltă ținută artistică. Mulțumiri încă o dată organizatorilor și dumneavoastră publicului. Și acum îi voi înmâna marele premiu. Domnișoarei Larisa Uță. Felicitări, Larisa!
și să-ți amintești mereu de Festivalul Național Concurs Drăgan Muntean. Vă mulțumesc din suflet, cu mare emoții doresc să adresez mulțumiri onoratului juriu. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine și astăzi bunul Dumnezeu a hrăzit să țin în mână un premiu foarte important. Aș putea spune unul dintre cele mai importante premii pe care le-am obținut. Premiul care poartă emblema celui care a fost și este Drăgan Muntean. Am spus că este pentru că Drăgan Muntean păstrează vie amintirea sa prin cântecele pe care ni le-a lăsat și le-a interpretat cu atâta emoție și cu atâta trăire, de acolo din Ținutul Pădurenilor. Vă mulțumesc din suflet! Mama care are fata, n-o străine niciodată.
Larisa Uță, câștigătoarea Marelui Premiu la Festivalul Național Concurs Drăgan Muntean, ediția 5-a. Felicitări încă o dată și mulțumim! Vă reamintesc, dragi prieteni, acest eveniment este organizat de Consiliul Județean Hunedoara, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, directorul acestui festival, artista Mariana Deac. Ne vom bucura de cântecele Marianei astăzi la spectacolul frumos desfășurat în sala Teatrului de Artă din Deva. Aș vrea să mulțumesc partenerilor media. Vreau de asemenea să mulțumesc florăriei Sfântul Alexandru din Deva. Mare mulțumire, aranjamente foarte frumoase. De asemenea, colegilor de la Radio România Antena Satelor, de la Radio România Timișoara și de la TVR Cluj, de la Cântec și Poveste. Cântec și Poveste, în cadrul acestui festival, cu moment de poveste cu Bogdan Toma și cu ansamblul de dansuri pădurenești din Ciulpăz. O să vedeți un moment aparte la care are o contribuție mare și doamna Elis Ursu. Așadar, vă las cu povestea cântecului. Sara bună bade. Ai, lai, na, 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 na.
Că-s de aici din Hunedoara, la 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 la. Sus în munții noștri mari, măi, la, 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 la. Sunt casă de gospodari, măi, la, 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 la. Munca lor li tare dragă, ai, la, 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 la. Și holedele când dau roadă, la 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 la. În zile de sărbătoare, la 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 la, ne adunăm cu mic cu mare, la 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 la, la marginea satului, măi, ai, la 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 la. Îi dăm drumul glasului, măi, la 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 la. La oaltă tot jucăm, măi, ai, la 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 la. Voia bună ne-o cântăm, măi, la 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 la. La 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 la. Vai geminea-m însăratul, vai geminea-m însăratul, într-un căpățăr ce satul, într-un căpățăl ce satul, mândrile s-or culcat-o, mândrile mi s-or culcat-o. Mândrile mi s-or culcat-o,
Dă-n mă uit, dar nu se vece, la 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 la, mândra cu cătrânța verge, la 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 la. Dă-n mă uit, dar nu se vece, la 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 la, mândra cu cătrânța verge, la 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 la. Dă-n mă uit, doar o veni, la 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 la, mândruța să-i văd ochii, la 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 la. Mândra mea cu o camură, la 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 la, n-ai venit ca să-mi dai gură, la 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 la. Mândra mea cu o camură, la 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 la, n-ai venit ca să-mi dai gură, la 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 la. Ai uitat dragostea mea, la 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 la, și vrei să rupi inima, la 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 la. Așa e lumea făcută, la 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 la, omul când și când mai uită, la 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 la. Așa e lumea făcută, la 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 la, omul când și când mai uită, la 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 la. Mai uită și zile bune, la 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 la, dar nu le spune la nimeni, la 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 la. Ochii și-ai am iubit eu, la 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 la, am să-i port în gând mereu, la 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 la. Ochii și-ai am iubit eu, la 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 la, am să-i port în gând mereu, la 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 la. Gura și-am o sărutat, la 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 la, părul și l-am îngâiat, la 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 la. Gura și-am o sărutat, la 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 la, părul și l-am îngâiat, la 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 la. Hai, hai, la brâu, la brâu, la brâu și la lucru mai târziu! Thank you.
Bogdan Toma, destul de greu să joci brâu pădurenesc. Bogdan Toma împreună cu ansamblul de dansuri pădurenești din Ciulpăz, Hunedoara, țara pădurenilor, Drăgan Muntean de acolo, de sus, de la cer, cu siguranță a văzut acest moment frumos. Eu cred foarte mult în viața de dincolo și ce se întâmplă cu sufletele noastre dincolo și sunt convinsă că asemeni marilor artiști, mă iertați, a jucat în culise, asemeni marilor artiști și Drăgan Muntean vede ce se întâmplă acum aici, la dumneavoastră, la Deva, la Teatru de Artă din Deva. Mulțumim încă o dată organizatorilor. Consiliul Județean Hunedoara este important și pentru dumneavoastră, și pentru telespectatorii ce urmăresc cântec și poveste, și pentru radioascultători, și pentru noi ca și prezentatori, să știm că există instituțiile statului și că sunt alături de astfel de acte culturale, așa cum se desfășoară astăzi la dumneavoastră. Vorbim despre românism, vorbim despre Drăgan Muntean, vorbim despre cântec curat românesc, vorbim despre prietenie și vorbim despre artiști care de-a lungul timpului au scris pagini de istorie în cartea cântecului românesc. Așa se întâmplă și în momentele următoare. Prietenă bună cu Drăgan Muntean, următoarea artistă a fost invitată de către organizatori, în speță de către directorul acestui festival, Mariana Deac, în mijlocul nostru, la cea de-a cincea ediție acestuia. Este vorba de Veta Biriș! Ce focu mai trăiește, la ce focu mai trăiește, la-i-la. Cine lume nu iubește, la ce focu mai trăiește, la ce focu mai trăiește, la-la. Ia cu dragoste-l găsești.
iubești, numai atunci când iubești, numai atunci când iubești, mai lai la. Și de-aș trage cât am tras, de iubit tot nu mă las, de iubit tot nu mă las, mai lai la. De la Brașov, mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Niciun dor nu-i mai e greu, la 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 la. Ba de ca doruțul tău, la 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 la. Da, mai du-te și la altul, la 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 la, că-i destul de mare satul, la 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 la. Nici verde, nici uscată, na 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 na. Numai tot îmi pasă zacă, na 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 na. Dar nici verde, nici uscată, na 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 na. Numai tot îmi pasă zacă, na 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 na. Mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet. Știu că nu este timp pentru povești, atât vreau doar să vă spun că sunt foarte mândră, foarte bucuroasă că l-am cunoscut pe Drăgan Munteanu, că am avut o prietenie frumoasă cu Drăgan și cu Mioara. Am fost împreună în Australia 2 luni. Acolo l-am cunoscut pe adevăratul Drăgan Munteanu. L-am iubit enorm de mult. Pe unde mă duc în țară, am compus un cântec în memoria lui și vreau să vă spun că toată lumea îl primește, acest cântec, cu emoție și cu gândul la Drăgan Munteanu. Am să vi-l cânt și eu, dumneavoastră, în această seară.
drăgane. Hai, hai, îți mulțumim, dumii tale. Mulțumesc tare mult și pentru că suntem în postul Paștelui și se apropie sărbătoarea Învierii Mântuitorului. O să vă rog să mă lăsați și să-mi dați voie să vă cânt două strofe dintr-o priceaznă. Unde să mă duie, Doamne, când sunt singur părăsit?
altă cale nu-mi găsesc ca să mă învrednicesc. Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să spune cazul greu. Unde să mă duie, Doamne, când ușile mi se închid și când chiar cel mai de-aproape e mai rece ca un zid. Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să spune cazul greu. Mulțumesc! Cât o-i avea să le pune, la-la-la-la-la-la-la. Masuim os de piatră, la-la-la-la-la-la-la. Să vă gând o-i n-a curată, la-la-la-la-la-la-la. Și de-o fi să mor odată, la-la-la-la-la-la-la. Să am inima băgată, la-la-la-la-la-la-la. Am cântat la bun și răi, la-la-la-la-la-la-la. Chiar și la dușmanii mei, la-la-la-la-la-la-la. Și când noi mai fi pe lume, la-la-la-la-la-la-la. Să nu mă jălească nimeni, la-la-la-la-la-la-la. Nu vreau să trăiesc mai mult, la-la-la-la-la-la-la. Numai cât pot să vă cânt, la-la-la-la-la-la-la. Ca o muică frunza-n vânt, la-la-la-la-la-la-la. Moare când nu-i dă prin gând, la-la-la-la-la-la-la. Mulțumesc și vă iubesc! Mulțumesc! Mulțumim mult, Veta Biriș! După ce a absolvit conservatorul bucureștean, a ajuns direct în televiziunea română să realizeze emisiuni. A izvodit emisiunea Hora Satului, o emisiune greu de realizat pentru că implica multă muncă de teren și cercetare în domeniul folcloric. 4 decenii din viața domniei sale s-au petrecut la televiziunea română. A studiat cântecul românesc și l-a interpretat ca un cercetător, pentru că îl cunoaște foarte bine.
cântecul mureșan ne este adus astăzi la Festivalul Național Concurs Drăgan Muntean de Gheorghe Palcu. Cât-i cerul plin de stele, tăties lacrimi de-ale mele, mândra mea. Cât-i cerul plin de stele, toate-s lacrimi de-ale mele, mândra mea. Eu din ochi le-am lacrimat, ele-n cer s-or raninat, ele-n cer s-or raninat, mândruța mea. Cum s-a ninat dinspre zori roa pe iarbă și flori, mândruța mea. Când plec mândro de la voi, plâng-mi ochii amândoi, mândruța mea. Când plec mândro de la voi, plâng-mi ochii amândoi, mândruța mea. Când plec mândro de la tine, plânge inima din mine, plânge inima din mine, mândra mea. Că prea tare ne iubim și prea rar ne întâlnim, mândruța mea. N-am crezut că oi ajunge, când ai cânta să pot plânge, mândra mea. N-am crezut că oi ajunge, când ai cânta să pot plânge, mândra mea. Ia că te ce-am ajuns, să nu pot cânta de plâns, să nu pot cânta de plâns, mândruța mea. Când inima mi prinde a plânge, cu ochii nu pot învinge, mândra mea. Când inima mi prinde a plânge, ochii nu pot învinge, mândra mea. Dragul mi-i vara la joc, ia de radira, dira, 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 că miroasa busuioc, ia de radira, dira, dira, busuioc și flor de frin, ia de radira, dira, 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 e la mândra mea din sân, ia de radira, dira, dira, așa zici și mândra mea, ia de radira, dira, dira, că nu-i gură ca la ei, ia de radira, dira, dira. Ba mai este și mai dulce, ia dra dira dira dira, numai o să mă pot duce, ia dra dira dira dira.
Și-am umblat, și-am umblat în mândre sate, și-am jucat, și-am jucat fetele toate. Nevestele, nevestele jumătate, și codane, și codane de a treia parte. Și-am jucat pe săturate, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, când la joc, când pe furate, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Dar cu ramândruții mele, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, pare că e un săcumiere, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Frunze verde, busuioc, iadra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra, când mă duc și eu la joc, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Tremură cismele mele, iadra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra, cojuca și tata ele, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Astă vară pe miriște, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, eram căpitan de gâște, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Amu mă prind la jucate, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, cu fecior din șepiesa te, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Feciorescul și de-a lungul știu să-l joc, și romana, și bărbun cu joc cu mare foc. Hațegana, hațegana și herțagul cu mândruța, când mă prind la joc mai mare dragul, că să-mi vârche capristielui, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, și la stânga și-n tăt felui, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, și să las un pic pe spate, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, cizmele să le pot bate, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Hei! Bine joacă mândruța, iadra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra, bine țucui gurița, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, și să uită în ochii mei, iadra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra, parcă ar bea apă din ei, iadra-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra, că mi-i dragă în sărbători, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, că-și pune ie cu flori, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, că mai strig o strigătură, iadra-di-ra-di-ra-di-ra, și-mi dă plata cât-i o gură, iadra-di-ra-di-ra-di-ra. Obiceiul, obiceiul românesc, după muncă, după muncă să mă chefuiesc. Obiceiul, obiceiul românesc, după muncă, după muncă să mă spovedesc. Că așa-i pace vara-n joc, iadira-dira-dira-dira, că-i tăt satul la un loc, iadira-dira-dira-dira, că mai strig o strigătură și-mi dă plata cât-i o gură, numai șe! Un cântec care a intrat în inimile multor din români, un cântec care l-am înregistrat cu regretatul George Vancu, da, la radio, în 1973. Tu l-ai, Doamne, că bătrân mai sunt. Dar nu ne lăsăm! Da. Floare de bujor, nu-mi trimite atâta dor,
trimite mai poțănel și vine și tu cu el, dorule, dor. Frunză verde o viorea, săracă inima mea, iar prindeam pădurea, că n-o mai vini mândra, dorule. Rabdă inimă de noi, norocul la vremea lui, că mie mi s-o urât singurel ca prunza-n vânt, dorule. Stâmpără mândră norul ca primăvara codru, când prindea cânta cucu și-a ploua peste dânsul, norule dor. Prindea cânta cucu și-a ploua peste dânsul, dorule dor. Înșezătoare! Fosta masară în clacă, nu găsim mândră să-mi placă, dar m-am dus în sezătoare, găsim mândră ca și o floare. Frumușică, hărnicuță, mândră, mândruliță, draga mea, dar bea multă pălincuță, mândruliță, draga mea. Hey! Pe ulița asta încoace, când e parul se preface, la muiere așa le place, să n-aibă iarna ce toarce, să se culce sara-n pat, mândră, mândruliță, draga mea, cu mâna peste bărbat, mândruliță, draga mea, măi. Nu te supăra, bărbache, că mi-o-i da cânepa în parte, și băteala și urzala, ca să stau cu tine seara.
Dă nevastă, dă că-i bine mândră, mândulniță, draga mea, numai să fii lângă mine, mândulniță, draga mea. Măi. Mă vorbesc vecinile, măi, că eu beau găinile, măi, dar eu de moi mânie, măi, și cocoșul miloi be. Cântă dis de dimineață, mândră, mândulița, draga mea, când stau cu mândruța-n brață, mândulița, draga mea. Cântă prea de dimineață, mândră, mândulița, draga mea, când stau cu mândruța-n brață, mândulița, draga mea. Hai! Gheorghe Palcu, invitat la Festivalul Național Drăgan Muntean, mare mulțumire! Cu siguranță știți, dragi prieteni, că Drăgan Muntean cocheta și cu taragotul și tare drag era să cânte la taragot. Dacă vorbim de taragot, gândul mă duce acum în Țara Moților. Cântecul patriotic, mai bine zis, cântecul istoric al lui Avram Iancu, suna atât de dulce și atât de românește când era interpretat de Pera Bulls. Și iată că organizatorii l-au adus în mijlocul nostru pe celebrul taragotist Pera Bulls și alături de el, mai tânărul lui coleg, și coleg și prieten cu Drăgan Muntean și care a făcut parte din juriul celei de-a cincea ediție a Festivalului Drăgan Muntean, este vorba de taragotistul și dirijorul Ionel Coza. Așadar, un dialog frumos între acești instrumentiști, Pera Bulls și Ionel Coza. Thank you.
Vera Bulls și Ionel Coza. Mare mulțumire! Cea mai mare prezentatoare... Cea mai mică de statură! Mulțumesc! Sunt convinsă că telespectatorii care urmăresc cântec și poveste nu vor uita prea curând aceste momente memorabile petrecute în cadrul Festivalului Național Concurs Drăgan Muntean. Așa se va întâmpla și în momentele următoare. Anul 1967 aduce în prim plan un tânăr student timișorean care la confruntarea finală cu Iașiul a reușit să-și adjudece premiul. A venit în fața publicului atunci cu un soroc cules de Vanu Odrobot și dăruit studentului de la acea vreme, Tiberiu Cea, cu toată dragostea. În timp, Vanu Odrobot și Tiberiu Cea au legat o prietenie care s-a măsurat în ani, în respect și în dragoste. A convins publicul românesc și este o emblemă pentru cântecul bănățan. Mărturisesc ca de fiecare dată că datorită domniei sale, astăzi casa mea se numește TVR Timișoara, iar emisiunea Cântecul de acasă dăinuie de peste 13 ani. A venit cu tot sufletul la invitația Marianei Deac să cânte împreună cu orchestra Jitvei România, condusă de maestrul Stelian Stoica. Toace lume să le faci, dodă, dodă, jinere să nu ce bași, dodă, dodă. Toace lume să le faci, dodă, dodă, jinere să nu ce bași, dodă, dodă. Că jinere la socrie, dodă, dodă, îi ca ruda la coșie, dodă mea. Coșia stă la scuceală, dodă, dodă, rudașă gen ploaie afară, dodă mea. Coșia stă la scuceală, dodă, dodă, rudașă gen ploaie afară, dodă mea. Și când socru vine beat, dodă, dodă, ce mai bași pe supat, dodă mea. Și când soacra-i mânioasă, dodă, dodă, îți ia pita de pe masă, dodă mea. Și când soacra-i mânioasă, dodă, dodă, îți ia pita de pe masă, dodă mea. Când muierea are boală, dodă, dodă, ce scoace în drum afară, dodă mea. Când muierea are boală, dodă, dodă, ce scoace pe ușa afară, dodă mea.
bătrâneță haine grele. Cum să fac să scap de ele? Trec zilele, trec și îmbătrânesc și-mi pare n-am cui vinde tinerețea. Să rămân cu bătrânețea. Trec zilele, trec și îmbătrânesc și-mi pare rău. Tinerețe, haine scumpe, le-aș purta, nu le-aș mai rupe. Trec zile, trec și îmbătrânesc și-mi pare rău. Trec zilele, trec și după mândra-mi pare Pavel din Banat, Pavele, Pavele, îl mai fain fișor din sat, Pavele, Pavele. Eu mi-s Pavel din Banat, Pavele, Pavele, îl mai fain fișor din sat, Pavele, Pavele. Din de sara pe uliță, Pavele, Pavele, ies fecile la guriță, Pavele, Pavele. Părul meu după ureche, Pavele, Pavele, nu l-aș da pe două fiece, Pavele, Pavele. Părul meu după
ureche, Pavele, Pavele, nu l-aș da pe șapce fece, Pavele, Pavele, părunte-vă pe sus, Pavele, Pavele, nu m-a piercinat și uns, Pavele, Pavele. M-a făcut mama-n banat, Pavele, Pavele, și cu tata-mi semănat, Pavele, Pavele. M-a făcut mama-n banat, Pavele, Pavele, și cu tata-mi semănat, Pavele, Pavele. Nici ur, nici prea frumos, Pavele, Pavele, numai tare drăgăstos, Pavele, Pavele. De la mine până la dracu, Pavele, Pavele, cale moale ca bumbacu, Pavele, Pavele. De la mine până la dracu, Pavele, Pavele, cale moale ca bumbacu, Pavele, Pavele. De la dracu mai în jos, Pavele, Pavele, nu știu cum e că n-am fost, Pavele, Pavele. De la dracu mai în jos, Pavele, Pavele, nu știu cum e că n-am fost, Pavele, Pavele. Busuioc de pân banat, băi la 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 da da la la la, joc-i din bătân lăsat, băi la da da la 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 la. Busuioc de pân banat, băi la 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 da da la la la, joc-i din bătân lăsat, băi la da da la 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 la. Să se joace în sărbători, băi la 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 la, ungeți fece și fișori, la da da la 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 la. Să se joace în sărbători, la da da la 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 la, ungeți fece și fișori, la da la 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 la. Mereu ce legănatul, la da da la 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 la, ca așa jocul până banat, băi la da da la 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 la. Am venit să joc și eu, la 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 da da la la la, sorocul din satul meu, măi, la-da-da, la-da-da-da. Am venit să joc și eu, la-la-la, la-da-da, la-da-da, sorocul din berec său, măi, la-da-da, la-da-da-da. Cu mândruța mea așa dragă, la-da-da, la-da-da-da, la, să ne vadă o lume întreagă, la-da-da, la-da-da-da. Cu mândruța mea așa dragă, la-da-da, la-da-da-da, la, să ne vadă o lume întreagă, la-da-da, la-da-da-da. Mândru-ni port și jocul, la da da la da 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 la, hai da să-nvârcim sorocul, la da da la da da da. Hai la rugă în banate, la 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 da da la da la, unde joacă întregul sat, măi, la da da la da da da. Hai la rugă în banate, la 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 da da la da la, unde joacă întregul sat, băi, la-da-da, la-da-da-da. Fece fișori la olaltă, la-da-da, la-da-da-da, la, cum nu vezi în lumea toată, la-da-da, la-da-da-da. Fece fișori la olaltă, la-da-da, la-da-da-da, la, cum nu vezi în lumea toată, la-da-da, la-da-da-da. Unde jucăm noi sorocul, la-da-da, la-da-da-da, la, să răsară busuiocul, la-da-da, la-da-da-da. Unde jucăm noi sorocul, la da 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 la, să răsară busuiocul, la da 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 da. Mulțumim, Tiberiu Ceia. Îi mulțumesc încă o dată public pentru că, repet, emisiunea Cântecul de Acasă scrie istorie la TVR Timișoara. Am cer voie de la colegii de la TVR Cluj, dar sunt convinsă că sunt și dumnealor încântați, pentru că suntem colegi foarte buni și eu mereu spun că bănățenii și ardelenii sunt frați dulci. Încă o dată îi mulțumesc pentru tot ce a însemnat în televiziunea română, în viața dumneavoastră și în cariera mea profesională. Și acum să vă rog ceva. Poate ne amintim
de Drăgan Muntean și să ținem un moment de leculegere pentru el. Vă rog. Vă mulțumesc din suflet. Maestre? Dați-mi voie să dau o explicație. Din mare respect pentru Tiberiu Ceia, n-am pornit orchestra, am crezut că vrea să spună câteva cuvinte. Și așteptam și așteptam. Lumea nu știe, numai Felicia Stoian, cât sunt eu de emotiv. Așa că vă rog să mă scuzați. Și nu zi mai multe, că cine știe ce se mai înțelege. Oricum lumea știe că-l iubesc pe Tiberiu Ceia și am spus acest lucru public. Și mulțumesc încă o dată organizatorilor că, iată, l-au invitat pe Tibi aici în cetatea Devei și a venit cu mare, mare drag. Tot cu momente de excepție continuăm și eu mereu am spus că Tibi mă simte cum nu m-a simțit nimeni altcineva atunci când vorbesc despre cântecul românesc. Poate doar doamna despre care vreau să vă fac vorbire. Atunci când eram copilă, urmăream și sunt convinsă că și dumneavoastră ați făcut același lucru, emisiunea Tezaur Folcloric. Am ajuns la Televiziunea Română să lucrez și să colaborez foarte bine cu colegii de la Radio Timișoara. Gelu Stan, mai ales că a fost în juriu, vreau să vă spun neapărat acest lucru, spunea: nu știu cum se întâmplă, Felicia, noi suntem mulți care jurizăm foarte bine. Și îmi spunea acest lucru după ce doamna s-a prăpădit. Dar doamna avea un fler anume, și îl citesc pe Gelu Stan, când punea ochii pe un interpret, știa că el va convinge în timp și că nu se va pierde. Apropo de ce spunea foarte bine doamna Elize Stan, nu știu cum simțea, avea acel sentiment pe care noi, spunea Gelu Stan, mărturisesc, nu-l aveam. Și da, și în momentele următoare vă veți convinge, dacă mai era cazul, de acest lucru. Doamna, așa cum o numim cu toții de altfel, eu consider că nu s-a prăpădit. Și că și prin momentul ce urmează, ne va convinge că este între noi. Drăgan Muntean a fost un interpret foarte iubit de domnia sa și promovat alături de Ioan Bocșa, vă vorbeam mai devreme, și de Nicolae Furduian cu emisiunile Talon ale Televiziunii Române. Așa s-a întâmplat și cu maramureșenii care urmează să vă cânte. Când eram copilă, dacă m-ați fi întrebat ce înseamnă Maramureș, îți spuneam Florentina și Petre Giurgi, acum că am crescut și cunosc și simt altfel cântecul maramureșenesc, tot așa vă voi spune. Florentina și Petre Giurgi n-au venit singuri, au venit însoțiți de Marinel Petreuș și mă bucur tare mult că în Arhiva Televiziunii Române se găsesc imagini cu frații Petreuș, dar și cu Marinel, pe care le-am pus în undă de la emisiunea Debut 50+, și cu ginerele lor. Moment maramureșenesc de excepție la Festivalul Drăgan Muntean.
așa zicteți oamenii, măi dorule, că ce dai nu-i mai primi, măi dorule, dar din dar să faci rai, dorule, ca peți zecit ce dai, dorule. Am pus sufletul în palmă, dorule, că la lume că mi-e dragă, dorule, și darul care mi-e dat, dorule, cu tine lume-l împart, dorule. Ține, dorule, aici pe mândru lângă mine, dorule, lui să-i cânte ce era, dorule, cam ieri la primăvară, dorule, și-am eu glas pe lângă e, dorule, dar și tătă lumea ea mea, dorule. Și om frumos, măi, dorule, dorule.